Cunoscută și sub numele francez Mademoiselle Pogani, statuia creată de marele artist Constantin Brâncuș în anul 1913, este una dintre cele mai apreciate sculpturi ale secolului al XX-lea, reprezentând un portret redat într-un mod inedit. Puțin cunosc faptul că în spatele celebrei sculpturi se ascunde o femeie care a fost muză și iubită lui Constantin Brâncuș. Despre Brâncuș se știe că a fost unul dintre cei mai mari artiști pe care i-a dat România vreodată, însă puține informații se cunosc despre domnișoara Pogani, care a jucat un rol esențial în viața și creația sa. O artistă maghiară a fost muză, iubită și ulterior prietenă apropiată a lui Brâncuș. Cei doi s-au întâlnit în 1909 la Paris. Margit Pogani, o tânără pictoriță din Austro-Ungaria, a devenit muză pentru Brâncuș. Dragostea lor a fost scurtă, dar intensă, lăsând în urmă o operă de artă de neegalat. Documentele arată că Margit a fost modelul lui Brâncuș încă din 1909. Fascinat de frumusețea formelor sale, ea a devenit subiectul mai multor busturi create de artist. Cu toate acestea, Brâncuș, mereu în căutarea esențelor pure, arunca busturile înapoi în lada cu lut spre dezamăgirea tinerei. Margit Pogani a rămas o figură importantă în viața lui Brâncuș, contribuind în mod semnificativ la creațiile sale și lăsând o amprentă adâncă în istoria artei. Margit Pogani, muză și iubită a celebrului artist Constantin Brâncuș, a trăit o viață plină de schimbări și realizări artistice după despărțirea de sculptorul român. Cunoscută și sub numele de Mademoiselle Pogani, figura ei a fost eternizată în multiplele variante ale celebrei sculpturi Domnișoara Pogani. După ce războiul a prins-o în Ungaria, Margit Pogani s-a dedicat complet picturii, devenind o artistă valoroasă. Chiar și după despărțirea de Brâncuș, cei doi au rămas apropiați, menținând legătura până în jurul anului 1937. Sculptura Domnișoara Pogani a fost subiectul unei căutări constante a perfecțiunii de către Brâncuș. Realizată în mai multe variante din bronz și marmură, această operă este considerată una dintre cele mai îndrăznețe reprezentări ale portretului uman din istoria artei. Primul mulaj al sculpturii a fost realizat în gips în 1912, evoluând ulterior în 4 variante de bronz și una de marmură. O variantă de bronz poate fi admirată la Muzeul Metropolitan de Artă Modernă din New York, iar versiunea de marmură se găsește la Muzeul de Artă Modernă din Paris. În 1950, un ucenic al lui Brâncuș, Octavian Moșescu, a creat o replică folosind mulajul original al lui Brâncuș, astfel perpetuând moștenirea și frumusețea operei. În 1976, Muzeul de Artă din Craiova a achiziționat această replică, generând un conflict pentru drepturile de proprietate, ce s-a încheiat cu victoria muzeului în 2013. Astfel, această replică originală a domnișoarei Pogani poate fi admirată în continuare în cetatea Băniei.